Bună ziua și bine v-am regăsit, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Iată, astăzi Radio TV Oltenița este din nou pe teren, cum ne stă nouă bine reporterilor. Astăzi suntem vizitatorii unei asociații Colinele Argeșului din comuna Mitren, care a luat ființă ceva timp în urmă. Stăm de vorbă cu președintele acestei asociații, zic bine, Colinele Argeșului, care se găsește în comuna Mitren, cu domnul Minciună Tudor. Domnul Minciună, ce înseamnă grupa asta de acțiune locală Colinele Argeșului? Ce înseamnă pentru cel care aude pentru prima dată de acest lucru? Grupul de acțiune locală Colinele Argeșului a luat ființă din anii 2015 și este format din 11 comune și 46 de parteneri, 11 comune, 35 de unități private și asociații. Intră și primării și asociații private, nu? 11 primării, 11 comune și asociați privați. Ea este formată la nivelul arealului din zona Oltenița și funcționează pe fonduri europene. Care este scopul principal al înființării acestei Coline Argeșului, ca să zicem așa? Acest grup s-a înființat pentru a putea sprijini și dezvolta zona rurală din arealul Galcolinele Argeș. Numai în zona agricolă să vă desfășurați activitatea sau și alte zone economice? Galu are patru măsuri formate prin care acționează, una pe domeniul public, una agricol, una non-agricol și o formă socială. Le putem pe viitor, sau dacă puteți și acum, defalca pe fiecare ca să înțeleagă ascultătorul sau privitorul de rând? Da. Zona publică, ca, cum am spus mai devreme, este formată din cele 11 comune. Ați menționat. Să le și menționez. Dacă puteți. Mitren, Curcan, Șoldanu, Crivăț, Radovanu, Cășcioare, Chirnoci, Ulmeni, Spanțov, Chiselet, Luica. Toate zone agricole. Toate cele 11 comune care fac parte din acest areal. Toate aceste 11 comune au făcut proiecte și au fost finanțate în această perioadă. Sunt la nivelul galului cam 90% din banii alocați pe măsura 19.2 sunt proiecte finanțate, contractate și peste 50% au fost finanțate. Mai avem un procent de 10% din proiectele din valoarea pe care am primit-o în procesul de evaluare și de contractare. Pe publici avem câteva proiecte finanțate, contractate, numai la nivelul galului Colinele Argeșului. Toate proiectele care au fost pe publici au fost contractate și finanțate, mai puțin, dacă nu mă înșel, unul de la Radovanu, care este în curs de evaluare și contractare. Sperați să rezolvați și pe acesta. Sigur că este în faza de contractare și acesta și până la sfârșitul anului îl vom contracta și probabil îl vom și finanța. Ce acțiuni au fost întreprinse în această perioadă de când ați luat ființă mai importante așa ale grupului acesta Colinele Argeșului?
Cel mai important lucru pentru grupul nostru a fost implementarea strategiei, adică scrierea ei și implementarea totodată. Acum suntem în această fază de implementare, urmând să trecem la faza de monitorizare în curând. Strategia a prevăzut, așa cum v-am explicat, cele patru măsuri: agricol, public, non-agricol și social. Greutăți ca în orice cam situații sunt în toate domeniile, dar am trecut peste ele și am reușit să avem și proiecte de succes pe care le vom evidenția în perioada de monitorizare și chiar vă rugăm. Eu v-am promis că vom mai face interviuri pentru a face cunoscute acțiunile Galului Corine Reargeșului și în perioada următoare. Deci, dragi telespectatori, o să prezentăm, dacă veți fi interesați și sper să fiți interesați de acțiunile grupului Corine Reargeșului, vă vom prezenta acțiunile viitoare ale grupului. Noi suntem obligați să facem publicitate și să arătăm ce s-a făcut la nivelul Galului. Și vă mulțumim că doriți să veniți să... Nu sunt chiar interesat, pentru că e un lucru nou în zona noastră, n-a fost făcut până acum. Și chiar va trebui să mergem în teren și să prezentăm... Cea mai mare plăcere voi merge, pentru că sunt lucruri care... Fiecare obiectiv care s-a realizat pe această măsură și pe toate cele patru măsuri, inclusiv pe cea publică. Sunt atâtea comune... cum să zic eu, interesate să meargă treaba bine, după care le-ați menționat dumneavoastră, atâtea comune, atâtea OAT-uri, mai bine zis, prinse în această acțiune. Și nu numai cu publicii, fizice, dar și persoanele juridice. Private, juridice, sunt interesate pentru buna funcționare a Galului și pentru a putea accesa fonduri, să-și dezvolte activitatea sau să-și o modernizeze. Haideți să menționați ce activități, aș dori și mai precis să fiți, prinde galul acesta Colinele Argeșului, adică în afară de cele agricole, ați zis sociale, ați mai menționat. Sociale, non-agricole. Haideți să vorbim și de cele non-agricole, ce acțiuni sunt acolo, ca să înțeleagă privitorul. Da, non-agricol am avut un proiect foarte bun și care începe să dea rezultate. Este vorba de dotările de la firma Vali Balmecu, dotări cu aparatură medicală în cifră de aproape 200.000 de euro. Un proiect de care văd foarte multă lume mulțumită și noi suntem mulțumiți că am putut să-l aducem în acest stadiu. Dar nu este singurul proiect pe care l-am realizat. Mai avem încă un proiect la Radovanu care intenționează să facă tot specific medical, o clinică medicală. Și pe agricol am putea să numim... Fiind atât de multe lucruri, mi se pare greu să le numărați pe toate, da. Pentru că sunt foarte importante, cred eu, fiecare în parte luate de ce s-a întâmplat. Ce se întâmplă, eu am avut perioada de 8 ani de zile când am fost primar și nu am fost tot timpul prins în activitate. Acum de puțină vreme sunt angajat și angajatul Galului și încep să cunosc mai în amănunt situația. Știu despre ele, dar nu... Nu le-am studiat în profunzime, pentru că nu le-am studiat în profunzime, da. Aș vrea să mai fac câteva precizări. În decursul ultimelor ani, Gal Colinele Argeșului a reușit să financeze pentru beneficiarii privați la Ulmeni o ambulanță veterinară
iar pentru beneficiarii publici am reușit să finanțăm 8 buldu excavatoare în zona Colinele Argeșului. Am reușit să facem sistem video în comuna Ulmeni. Am reușit să facem iluminat public în două localități, trei chiar, și pe măsura 4, activitate socială, am reușit să contractăm un proiect cu școala din localitatea Valea Roșie, care este în curs de achiziții. Pe viitor ne propunem cât mai multe proiecte și totodată realizarea lor. Vă mulțumesc, domnule Titi Minciună, și promitem telespectatorilor noștri că vom reveni periodic cu informații legate de activitatea grupului dumneavoastră Colinele Argeș. Mulțumesc, vă aștept cu plăcere.